Sfânta Evanghelie de la Marcu, capitolul 10. Și sculându-se de acolo, a venit în hotarele Iudeii, de cealaltă parte a Iordanului, și mulțimile s-au adunat la el și iarăși le învăța, după cum obișnuia. Și apropiindu-se fariseii, îl întrebau, ispitindu-l, dacă este îngăduit unui bărbat să-și lase femeia. Iar el, răspunzând, le-a zis: "Ce v-a poruncit vouă Moise?" Iar ei au zis: "Moise a dat voie să-i scrie carte de despărțire și să o lase." Și răspunzând, Iisus le-a zis: "Pentru învârtoșarea inimii voastre v-a scris porunca aceasta, dar de la începutul făpturii, bărbat și femeie i-a făcut Dumnezeu. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup, așa că nu mai sunt doi, ci un trup. Deci ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă." Dar în casă ucenicii l-au întrebat iarăși despre aceasta și el le-a zis: "Oricine va lăsa pe femeia sa și va lua alta, săvârșește adulter cu ea. Iar femeia, deci va lăsa bărbatul ei și se va mărita cu altul, săvârșește adulter." Și aduceau la el copii ca să-și pună mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce aduceau. Iar Iisus, văzând, s-a mâniat și le-a zis: "Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci a unora ca aceștia este împărăția cerurilor. Adevărat zic vouă, cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea." Și luându-i în brațe, i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Și când ieșea el în drum, alergând la el unul și îngenunchind înaintea lui, l-a întrebat: "Învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?" Iar Iisus i-a răspuns: "De ce îmi zici bun? Nimeni nu este bun decât unul, Dumnezeu. Știi poruncile: să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, să nu înșeli pe nimeni, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta." Iar el i-a zis: "Învățătorule, acestea toate le-am păzit din tinerețile mele." Iar Iisus, privind la el cu drag, i-a zis: "Un lucru îți mai lipsește. Mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor și vei avea comoară în cer. Apoi, luând crucea, vino și urmează mie." Dar el, întristându-se de cuvântul acesta, a plecat mâhnit, căci avea multe bogății. Și Iisus, uitându-se în jur, a zis către ucenicii săi: "Cât de greu vor intra cei bogați în împărăția lui Dumnezeu." Iar ucenicii erau uimiți de cuvintele lui. Dar Iisus, răspunzând, iarăși le-a zis: "Fiilor, cât de greu este celor ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai lesne este cămilei să treacă prin urechile acului decât bogatului să intre într-o împărăția lui Dumnezeu." Iar ei, mai mult uimindu-se, ziceau unii către alții: "Și cine poate să se mântuiască?" Iisus, privind la ei, le-a zis: "La oameni lucrul e cu neputință, dar nu la Dumnezeu, căci la Dumnezeu toate sunt cu putință." Și a început Petru a-i zice: "Iată, noi am lăsat toate și ți-am urmat." Iisus a răspuns: "Adevărat grăiesc vouă, nu este nimeni care să-și fi lăsat casă, sau frați, sau surori, sau mamă, sau tată, sau copii, sau țarine, pentru mine și pentru Evanghelie, și să nu ia însutit acum, în vremea aceasta de prigoniri, case și frați și surori, și mame și copii și țarine, iar în veacul ce va să vină, viață veșnică. și mulți din cei dintâi vor fi pe urmă și din cei de pe urmă întâi. Și erau pe drum, suindu-se la Ierusalim, iar Iisus mergea înaintea lor și ei erau uimiți și cei ce mergeau după el se temeau. Și luând la sine iarăși pe cei 12, a început să le spună cele ce aveau să i se întâmple. Căci iată, ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi predat arhiereilor și cărturarilor și îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâna păgânilor și îl vor batjocori și îl vor scuipa și îl vor biciui și îl vor omorâ, dar după 3 zile va învia. Și au venit la el Iacov și Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-i: Învățătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la tine. Iar el le-a zis: Ce voiți să vă fac? Iar ei i-au zis: Dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta ta și altul de-a stânga ta, întru slava ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu știți ce cereți. Puteți să beți paharul pe care îl beau eu sau să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu? Iar ei i-au zis: Putem. Și Iisus le-a zis: Paharul pe care eu îl beau, îl veți bea și cu botezul cu care mă botez, vă veți boteza. Dar a ședea de-a dreapta mea sau de-a stânga mea nu este al meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit. Și auzind, cei 10 au început a se mânia pe Iacov și pe Ioan. Și Iisus, chemându-i la sine, le-a zis: Știți că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie așa, ci care va vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitor al vostru, și care ar vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă, că și Fiul omului n-a venit ca să i se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Și au venit în Ierihon. Și ieșind din Ierihon el, ucenicii lui și mulțime mare, Bartimeu, fiul lui Timeu, un cerșetor orb, ședea jos pe marginea drumului. Și auzind că este Iisus Nazarineanul, a început să strige și să zică: Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă! Și mulți îl certau ca să tacă. El însă cu mult mai tare striga: Fiule al lui David, miluiește-mă! Și Iisus, oprindu-se, a zis: Chemați-l! Și l-au chemat pe orb, zicându-i: Îndrăznește, scoală-te, te cheamă! Iar orbul, lepădând haina de pe el, a sărit în picioare și a venit la Iisus și l-a întrebat Iisus zicându-l: Ce voiești să-ți fac? Iar orbul i-a răspuns: Învățătorule, să văd iarăși. Iar Iisus i-a zis: Mergi, credința ta te-a mântuit. Și îndată a văzut și urma lui Iisus pe cale.